Vin cu un filmuleț, cu un update de la filmulețul de azi dimineață, în care v-am arătat cam câtă pensie primiți după 40 de ani de zile de muncă. Acest filmuleț îl fac pentru că exista niște aberații, comentarii aberante acolo pe la filmuleț și de aceea vreau să vă arăt cum puteți voi singuri să vă faceți un calcul și să vedeți cam ce pensie vă așteaptă pe voi la vârsta de pensionare, bineînțeles. Dragi prieteni, uitați-vă aici, ăsta este un număr magic, 38.091. Ăsta este salariul care trebuie să-l ai tu pe un an de zile pentru a primi un punct în contul dumneavoastră de pensie. 38.091 este un punct, asta înseamnă că tu pentru anul ăsta ai câștigat un punct, ai câștigat o pensie în valoare de 37 de euro și 60 de cenți. Dacă ai muncit 40 de ani de zile pe acest salar continuu, atunci se înmulțește cu 40 și ți-ar veni pensia 1504 euro. Un cetățean care muncește pe un salar minim pe economie de 12 euro, asta înseamnă că el anual va avea un venit de 25.000. Păi 25.000 este doar 0,66 de puncte. Adică nu ai în total cei 37 de euro câștigați, pentru că 37 de euro este un punct. Deci noi primim la 12 euro salariu pe oră, primim 0,66. Și atunci, ce pensie va avea un cetățean după 40 de ani de muncă cu salariu minim pe economie? 0,66 ori 37,60 ori 40 de ani, 989 de euro pensia. E simplu. Dacă un cetățean lucrează, cum sunt îngrijitorii de bătrâni sau îngrijitoarele de bătrâni, lucrează o lună în România, o lună în Germania, o lună în România, o lună în Germania, atunci au un venit de aproximativ de 11.000 de euro pe an. Păi 11.000 de euro înseamnă 0,29 de puncte în contul de pensie. 0,29 ori 37,60 ori 40 de ani, da? Atunci are o pensie de 434 de euro. De obicei, o îngrijitoare de bătrâni lucrează 10 ani, înseamnă că va avea o pensie de 108 euro. Dacă ți-a plăcut filmulețul ăsta, dă-i o inimioară, abonează canalul dacă nu l-ai abonat până acum și distribuie-l să vadă și alți cetățeni români cât e de simplu să-și calculeze ei pensia și să vadă ce pensie vor avea la pensionare. Vă salut!